Salutare, sunt Raluca Benavides. Bun găsit la Zoo News. Hai să vedem ce e nou. Madonna a revenit cu o nouă piesă de pe albumul Madam X. Una cu un mesaj foarte puternic și vine la pachet cu un videoclip inspirat de comerțul cu sclavi din Capul Verde și opresiunea adusă localnicilor. Batuca pare un scurt metraj cu peisaje superbe din zona Capului Verde. Batuche este un stil muzical creat de femeile din acea regiune, ce implică o serie de tobe care au fost confiscate de biserică, fiind considerate un act de rebeliune. Madonna aduce un tribut unei populații uitate și neglijate de istorie. Piesa este realizată în colaborare cu orchestra Batucadeiras, iar videoclipul este plin de simboluri, de la vulturi în zbor, la lacrimi care curg pe obrazul femeilor și fantome ale corăbiilor ce duceau sclavii spre un nou tărâm. Priyanka Chopra a împlinit 37 de ani, iar cu ocazia acestui eveniment important din viața ei, actrița împreună cu soțul ei Nick Jonas au mers într-o vacanță, unde ea a avut parte de multe surprize. Alături de Priyanka nu a fost doar Nick Jonas, ci au mai fost o parte dintre prietenii artistei, dar și mama ei. Aceștia au sărbătorit în Miami la bordul unui yacht care îi aparține lui Dave Grutman, proprietarul mai multor restaurante importante. La petrecere, Priyanka a purtat o frumoasă rochie roșie care se potrivea cu tortul și înconjurată de prieteni, de mamă și de soțul ei, s-a bucurat de ziua ei de naștere. Nick a postat și câteva fotografii cu frumoasa lui soție în care aceasta tăia tortul aniversar. CTC, mai exact Doc, Deliric și Vlad Dobrescu vor urca joi 25 iulie pe scena amplasată pe terasa Mega Mall. Intrarea este liberă, așa că tot ce ai de făcut este să îți iei gașca de prieteni și să vii la concert. Băieții vor cânta cele mai cunoscute piese ale lor, printre care și cea mai recentă, Zâmbim Fals, al cărei videoclip a fost realizat din imaginile care au creat o adevărată nebunie pe Instagram printre cei mai cunoscuți artiști și vloggeri. Vino și tu să zâmbești sincer alături de CTC pe terasa Mega Mall pe 25 iulie. Atât de la mine azi. Dacă vrei mai multe, găsești pe zootv.ro. Becusin!